Raionul Glodeni riscă să rămână fără ultima tabără pentru copii. Baza de odihnă Andrieșu din satul Hâșdieni se află într-o stare deplorabilă. Pentru amenajarea taberei este nevoie de aproape 5 milioane de lei, bani de care autoritățile raionale nu dispun. Din cauza pandemiei, taberele din țară au rămas închise în această vară. Cea din Hâșdieni ar putea rămâne închisă însă pentru totdeauna, pentru că nu corespunde normelor necesare. Copiii se plâng că nu vor mai avea unde să-și petreacă vacanța de vară. Da, aș vrea să merg iar. Aș fi fost dorit să aibă și un basin, că era foarte cald. Mai mult am stat în casă, că e carantină. Vreau pentru că a fost distractiv, interesant, mi-am făcut prieteni noi. Aș dori camerele să fie mai bune, mai decorate și să mai fie o piscină, ceva mai distractiv. Vrem la tabără! Părinții spun că la tabăra din Hâșdieni odraslele lor își petreceau vacanța eficient și în siguranță. Ei stau e ca acasă, aleargă pe drumuri, părinții și bunicii trebuie să aibă grijă lor. Dar atunci îți dușeau la tabără să odihneau și părinții erau, știu că eu lăsat uneva sub stăpânire și copiii să odihneau. Dar în ziua de azi e foarte greu, e foarte greu. Condițiile trebuie să fie condiții ca să copiii să aibă atragere, să odihnească. Odinioară, la tabăra din Hâșdieni veneau să-și petreacă vacanța copii din toată țara, dar și de peste hotare. Din cauza condițiilor proaste de cazare, numărul vizitatorilor a scăzut de aproape 3 ori. De canalizare, de apă caldă, de apă rece, de iluminare stradală, de terenuri de fotbal, de volei, ca tinerii să fie ocupați, ca la tineri să le fie interesanți. În acest an, Centrul de Sănătate Publică a interzis activitatea taberei din cauza că bucătărie și cantina au ajuns într-o stare deplorabilă. Inventarul care este în bucătărie este și mai nou și mai vechi. E clar că tot aceasta este mai vechi, eu știu cât are 20-30 de ani, respectiv următoarele 9, 10, 12 ani. Și căsuțele de odihnă sunt într-o stare avariată. Unele pustiesc deja de mai mulți ani. Ne uităm când capi practic o mână, da, cât se vede cât a fugit la vale, iată, sau la perete, iată, se vede cât a fugit, dar dacă în decurs la un an, doi, cred că peretele o să fugă cu totul la vale și această căsuță o să fie nepracticabilă, o să fie nelocuibilă. Anual, pentru amenajarea și întreținerea taberei sunt alocați 1 milion de lei, prea puțin pentru a efectua toate lucrările de reparație. A fost, spunem, 40% care a fost procurată nouă. Avem și mobilă nouă, avem paturi nouă, matrasuri sunt nouă, dar cu părere de rău nu avem la toate căsuțele. Avem un proiect pe o căsuță care e mai mare, care v-am spus inițial, căsuța numărul 8. Avem procurate deja materialele, am schimbat termopanele, acum am cumpărat materiale pentru interior și pentru exterior. Autoritățile locale și raionale sunt în căutarea unei soluții pentru a nu închide tabăra. Mai mult, acestea doresc să creeze aici condiții de odihnă și pentru copiii cu dizabilități. Să participăm cu proiecte chiar și la organizații guvernamentale și non-guvernamentale. Eu le-am propus și domnului primar ca să deschidă un cont de donații la primăria Hâșdieni, unde toți doritorii care vor dori ca să contribuie la restabilirea acestui obiect, să spunem noi, și istoric. Tabăra Andrieș a fost construită în anul 1983. Într-un sezon aici își petreceau vacanța de vară aproape 1500 de copii. Alte tabere de odihnă din raion au fost făcute una cu pământul.